Salutare! Noi ne ducem acuși să o trezim pe Adriana. Corect, Mela? Da! Hai să ne ducem încet ușor, ea doarme. Așa, eu deschid ușa și tu intră. Mela, Adela, Lelea, să o trezim. Hai! Mama! Hai, trezește! Ce? Să o dezvălim? Opa! Adriana! 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 Trezirea! A venit Melania la tine. Titi! Dar ce face Mela la noi? Am decis să facem un challenge pentru tine. Și nu este simplu. Vei avea niște provocări. Ce provocări? Aici vei avea 5 provocări. Și tot ce vei face cu Melania va trebui să extragi câte un bilețel. Și să îndeplinești provocarea. Astăzi Adriana va fi mamă la 2 copii. Așa. Adriana extrage un bilețel și va trebui să îndeplinești provocarea în timp ce o dezbraci pe Melania. Uitați-vă cum se uită ea. Ce e acolo? Ce e acolo? Să vedem și noi. Pentru 5 minute să ai un ochi acoperit. Adică va trebui să o dezbraci cu un ochi închis. Da? Haide, Mela, să ne dezbrăcăm. Vrei să te dezbrăcăm? Da. Da? Hai, că ești îmbrăcată gros. Pentru că a venit de afară. Scoatem căciula. Dezbrăcăm scurta. Pantaloni. Gata! Eu am dormit, așa că trebuie să strâng patul. Și da, Mela, tu mă vei ajuta. Hai, strânge hainele și pune-le pe pat. Nu vrea să mă ajute. Iar acum mă duc să strâng patul meu. Melania, vrei să vii să mă ajuți? Mela a găsit niște jucării de la brat și se joacă. Una este jos, Melania. Pune pe brat. Wow! Cât de bravă ești! Și asta? Hai și asta! Wow, Melania împodobește bradul! Cât de plictisitor! Mela nu vrea să vii să mă ajute! Și da, cred că au trecut deja 5 minute. Pot să deschid ochiul? Da! Acum, Adriana, trebuie să-i speli dințișorii Melaniei și va alege Melania provocarea pentru tine. Una! Una lăbadea, pune aici. Așa, bravo! Și hai să vedem ce este acolo, Melania. Hai să vedem. Pentru 2 minute să folosești o singură mână. Va trebui cu o singură mână să-i speli dințișorii Melaniei. Și ție, la fel. Și eu? Da. Nu știu cum te vei descurca cu o mână. Cu dreapta. Hai să plecăm, Mela, să spălăm dințișorii. Pun un scaunel în Melania, pentru că este mică. Melania, hai urcă aici. Tu vrei?
Hai, punem și pastă, piculeț. Cu mâna, Adriana. A uitat. Op. Gata, pornim apa. Melania spală singură din șori, acum Adriana îi va spăla. Și Melania face fix ca Adriana. Să vedem cum vei face tu. Mela! Mela, eu gata! Dar tu, Melania, ești gata? Tu tot gata, da? Mela pe apă, nu spală dinți. Melania plânge că vrea să speli dințișorii, da? Ciup, ciup, ciup! Hai să mergem! Melania, i s-a făcut foame? Și ea alege din nou un bilețel. Hai, dă-i lui Lelea, dă-i lui Lelea. Hai, hai să știu. Hai. Așa. Să vedem, ne ducem la mâncare și facem o provocare. Pentru 3 minute să nu vorbești deloc. Melania va fi o mamă foarte bună. Ce vrei să faci, Melania? Vrei să îmbraci tu bebelușul? Da! Da? Ne îmbrăcăm noi. Melania, tu vrei papa? Papa! Da? Mama! S-au dus fetele să mănânce. Adriana nu vorbește nimic. Nu! Ce? La noi afară este posum urât. Dar s-a oprit ploița. Și unde sunt fetele? Hei! Melania, e bine afară? Îi place, e afară. Pare afară? După ce mâncăm, ne ducem afară. Vrei, Mela? Da, neam-neam! Un bolșișor pentru Melania. Ana, vrei să te rogi cu Melania cu mingea? Hai, haideam! Melania vrea să se joace, avem așa mingiuță. Prinde Melania! Bravo! Așa, și Melania aruncă. Prinde-o! Bravo! Hai, ia-o din nou și aruncă-o. Băi, ai aruncat așa tare? Câtă gălăgie faci, Melania. Acolo s-a auzit că este gata mâncarea. Hai să o iei. E fierbinte? Oh, e fierbinte. Cam o linguriță. Să mănânci? Da! Da? Ea este gospodină la noi. Dă-mi Mela, hai, repede! Uitați-vă cât de grijulie este. Vrei și un scaun, Mela? Da, ea vrea singură să stea pe scaun. Am eliberat scaunul și acum ea vrea să mănânci singură. Uitați-vă cât de mare este ea. Așa, o bucată de pâine pentru Melania. Cum așteaptă ea? Ești mare, Melania? Ești mare? Da. Noi am sunat-o pe Cătălina și am înțeles că Melania nu iubește borșul roșu. Da? Da. Ea iubește muzica. Și acum vom face un terci. Așa, un terci vom face. Punem cășuța. Melania aici se uită. Wow! Mila, tu vezi?
îmbrăcăm și ne ducem la plimbare. Mela, vrei la plimbare? Vrei? Dă papa la buniei. Noi ne ducem la plimbare și va trebui să alegi un bilețel. Să vedem ce e acolo. Pentru un minut să mergi doar pe vârfurile picioarelor. Ușor sau greu? Greu. Greu? Cum? Doar așa să mergi eu? Da, da. Cum, așa? Da. Va trebui să te plimbi o minută cu Melania. Mela! Hei, Melania! Vrei cu Saniuța? Mela, afară a plouat, nu este zăpadă. Nu, nu asta, nu asta. Trebuie să mergem în vârful picioarelor. Plecăm în grădină să ne tragem un pic cu Săniuța. Da? Pentru că doar în grădină a mai rămas puțină zăpadă. Cam este frig afară. Hai de mânuța. Așa. Fetele se duc la plimbare. Op, op. Adriana merge în vârfuri. E greu? Nu-ți place provocarea asta, da? Nu. Mai bine să vorbești. Să nu vorbești, și să vorbești. Mela, hai urcă! Așa, și Adriana nu uita de provocare. În vârfuri! Mela, ține-te! Adriana, în vârfuri. Cum e, Adriana? Greu? Da, nu, asta nu prea tare încărdată. Nu vrei, gata? Gata, Melania, nu mai vrei. Nu, nu vrei, Mela. Nu mai dorește. Melania, eu zic să ne ducem în casă. Că deja a trecut un minut. Și provocarea mea este îndeplinită. Vrei să mergem să ne jucăm cu păpușile? Da? Da, eu cu Melania plecăm în casă. Ne duce să ne jucăm, da? Adriana a plecat după jucării, că le-a uitat în bucătărie. A venit Adriana cu apa și jucăriile. Melania, uite jucăriile tale! Ține, Mela! Cât timp vă veți juca, asta este ultima provocare. Hai, Adriana, vină și o ia. Hai, Mela, oare iei tu? Nu, este ultima, cred că o iai tu. Cât vă veți juca, va trebui să faci... Să merg pentru 2 minute cu spatele. Ah, înseamnă că te vei juca cu spatele cu Melania. Ce? Ce? Da. Mela, dar ce scrie acolo? Da, scrie acolo. Mela, vrei să ne jucăm de-a v-ați ascunsele? Ia, hai ascunde-te! S-a ascuns. Mela, faci. 5. Cine nu-i gata, iau cu lopata. Trebuie să mergi cu spatele, Adriana. Cu spatele? Da. Melania, vine, Adriana. Ia că tu. Vine, Mela. Vine, Mela. S-a scos din nou. Mela, unde ești? Poți să te uiți cu spatele în spate. Fugi, Melania, fugi! Titi! Hai să ne jucăm deja cu jucările tale. Mela, eu cred că deja tu trebuie să faci nani. Hai să mergem să faci nani. Împreună cu baby, hai. Haideam împreună. Hai, nani. Hai, nani. Hai, nani. Vin aici.
Nu, ea nu vrea nani. Gata, eu ocup pe Melania și cred că aici deja s-a terminat challenge-ul acesta. Și scriți în comentarii dacă v-a plăcut acest challenge. Noi vă spunem pe curând. Pa, pa!